Una dintre acestea este pilda cununta fiului de împărat, pe care am auzit-o din Sfânta Evanghelie de astăzi. Aceasta a fost rostită cu 4 zile înainte de moartea sa, în săptămâna cea mare, marți. Să fim cu luarea minte, ca să nu pierdem folositoarele învățături ce le desprindem din frumoasa pildă, pentru a putea fi primiți la ospățul de nuntă al Fiului Dumnezeu, nu e de ajuns a fi numai botezat și a avea credință. Și trebuie omul să fie îmbrăcat cu harul Sfinților. Adică să aibă Sfințenia, dragostea creștină. De aceea trebuie să știm care e haina cu care se cuvine să fim îmbrăcați ca să intrăm la ospăț. Și mai trebuie să știm cum să ne agonisim o astfel de haină curată, împodobită pentru nunta dumnezească. Mai mult trebuie să știm că această haină, după ce am agonisit-o, se poate murdări, se poate fura, se poate pierde și tocmai când va fi vremea să ne prezentăm la nunta Fiului Împărat. Ne vom afla cu ea murdară, ori cu ea ruptă, ori fără de ea, adică goliți de orice bine. De aceea să înțelegem bine rostul vieții creștinești pe pământ, ca să nu ne aflăm atunci înșelați. Împărăția cerurilor înseamnă Biserica lui Hristos. Împăratul care pregătește nunta Fiului Său este Dumnezeu. El, Dumnezeu, împărățește în cer cu slava sa, jos pe pământ cu harul său și neam cu dreptatea sa. Acest fiu al împăratului ceresc este cuvântul Tatălui, Iisus Hristos, care s-a unit cu natura omenească, întrupându-se în Fecioara Maria. El s-a unit apoi cu biserica sa și cu fiecare suflet credincios, în parte, printr-o însoțire duhovnicească, care începe prin credință, se întărește prin dragostea și prin fapte bune. Tatăl Ceresc îi cheamă pe toți oamenii la nunta Fiului Său, la acest ospăț, la Sfânta Biserică. Aici se găsește tot ce poate fi folositor pentru suflet pe pământ. Învățături sfinte, harul Sfintelor Taine și Sfânta Împărtășanie. Și s-a umplut casa nunții de oaspeți și atunci până astăzi slujile lui Dumnezeu cheamă mereu la nunta Fiului Său care să veselească în Biserica lui Hristos Mântuitorului. Astfel, Biserica lui Hristos, casa de nuntă a Împăratului Dumnezeu, s-a umplut și cu oameni buni, credincioși și cu oameni drepți, păcătoși. Mai departe, spune Sfânta Evanghelie că a intrat Împăratul să-i vadă pe cei ce ședeau la masă. Pe când privea, a văzut acolo un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Când l-a văzut, i-a zis, prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a tăcut. Să vedem acum care este haina de nuntă cu care vrea Dumnezeu să fim îmbrăcați. Cu această haină trebuie să fim îmbrăcați când venim la Sfânta Biserică, ca să luăm parte la Sfânta Jertfă a Liturghiei, când vom pleca din lumea aceasta și ne vom prezenta în fața dreptului judecător. Mulți cred că la biserică se vine oricând și oricum. Să știți că și diavolul vine la biserică. Și are și el credință. Dar în zadar, deci tot diavolul așteaptă. Domnul Hristos, Sfinții Apostoli ne spun că trebuie să fim deosebiți de cei ce merg în locuri blestemate, unde se holește numele Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne spune să ne îmbrăcăm ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și iubiți.
într-o milostivire îndurărilor în bunătate și smerenie, în blândețe îndelungă răbdare. Iar în altă parte zice, împodobiți-vă cu smerenia. Deci celelalte virtuți sunt îmbrăcăminte pentru creștinul adevărat, iar smerenia este cea ca o podoabă pe deasupra. Întocmai cum sunt decorațiile pentru ofițeri, crucile pentru arhierei, acestea toate sunt pentru împodobirea, îmbrăcămintea sufletului. Când mergem la Sfânta Biserică, trebuie să spălăm și trupul acesta, să-l îmbrăcăm cu haine cât mai curate, cuvincioase. Mai ales partea femeiască să nu vină îmbrăcată ca la teatru, cu capul descoperit, fardată și cu alte ținute care nu decente. Nu au voie să vină la biserică cei care nu sunt cununați religios. Acestora nu le sunt primite rugăciunile. Nu le sunt primite nici faptele bune, ci se osândesc. Când venim în casa împăratului la nuntă fiului său, să stăm cu frică, cu smerenie, să nu smintim pe alții. Să nu cumva să vorbim în timpul Sfintei Slujbe. Că mare păcat să vârșim în fața lui Dumnezeu. E să ne rugăm zicând ca Doamne, Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosul. Înainte de toate acestea, omul care merge la biserică trebuie să aibă haina botezului. Adică să fim botezați în numele Preasfintei Treimi, unde primim și înger luminat de pază. Cu timpul această haină a botezului, cu toți o murdărim. Am pătat-o cu fel de fel de păcate, unele mai mari ca altele, sau mai mici. Unii chiar au zdrențuit-o, alții au fost înșelați și au vândut-o sau li s-a furat prin înșelăciune. Adică haina botezului toți am murdărit-o cât de puțin, dar cei ce au haina botezului zdrențuită sunt cei care se află sub păcate de moarte. Adică iarăși mă reîntorc la păcatul greu, stând necununați. Cei care trăiesc în desfrânări, cei mândri, cei care fac cele șapte păcate de moarte, precum păcatele strigătoare la cer, nedreptățile, asuprirea săracilor, văduvilor, orfanilor, uciderea pruncilor, avorturile. Cei care au fost înșelați și au vândut haina de nuntă, haina curată a botezului, sunt cei care s-au lepădat de Sfânta Biserică Mamă Ortodoxă, de Sfintele Taine și au trecut la secte, adventiști, baptiști, tremurători, evangheliști, penticostali și o mulțime de secte care au apărut, care au păzit fața Pământului. Vai de ei, sărmanii, că de aceea se zice fericit cei ce și-au spălat haine ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porțile în cetate. Afară de cetatea aceasta care este Ierusalimul Ceresc, mai sunt câinii, vrăjitorii, desfrânații, ucigașii, închinătorii la idoli și tot ce ce lucrează și iubesc minciuna. Aici nu e vorba de câini de pe stradă, ci de oameni cu inimă rea, de fiară, care nu au milă de cei sărmani, de semeni. Să vedem cu ce poate spăla haina, cu ce se poate spăla haina sufletului, căci în niciun caz nu se spală doar cu apă și săpun sau cu alte chimicale. Creștinii mai cunoscători știu că această curățire se face numai prin Sfintele Taine. Și care sunt aceste Sfinte Taine puse special pentru iertarea păcatelor? Principale sunt acestea, Spovedania, Sfântul Maslu și Sfânta Împărtășanie, dacă merităm și o luăm cu vrednicie. Creștinul să caute cu toate să-și mărturisească sincer păcatele la duhovnic, oricât de grele multe ar fi ele. Să nu se teamă că îl oprește la Sfânta Împărtășanie. Dacă duhovnicul nu aude toate păcatele, omul se păgubește pe sine
și nu poate fi curățit de păcate, nespovedit. Preotul, neștiind toate păcatele, îl dezleagă pe cel spovedit cum se cuvine și îl împărtășește. Cu nevredicii, de altfel. Se osândește și în lumea aceasta și dincolo. Se caute fiecare să se spovedească cât mai grabnic, fiindcă aceste păcate mari stau la calea, în calea rugăciunilor de a ajunge la Dumnezeu. De aceea umblă mulți din biserică în biserică, ducându-se apoi la vrăjitori, apucând și spunând că au fost și pe la Dumnezeu, la biserică. Dar nu s-au folosit cu nimic. Mai înainte de toate să-și spere păcatele fiecare prin spovedanie. Canonul pe care îl dă preotul, metanile, milostenii, orice altă faptă bună, are putere de a spăla haina sufletului. Iar prin Sfântul Masul se pogoară darul Duhului Sfânt ca un balsam cu miros plăcut, ca să curățe ce-a mai rămas din mirosul greu a păcatelor. Apoi, după pocăință, se îmbracă cu haina lumine prin taina Sfintei Împărtășani. Acest creștin care s-a văzut curățit de păcate, are dreptul să ia parte la nunta Fiului de Împărat, unde va cina, se va veseli cu Dumnezeu, cu toți Sfinții Lui. Creștinii care trăiesc în nepăsare sau iau în râs Sfintele Taine, nu vor să se spovedească. Trăiesc în lume fără haina curată a botezului și dacă îi va găsi moartea cu această haină murdară, vor fi scoși și aruncați în întunericul cel mai din afară. Așa era într-un oraș un tânăr creștin care se obișnuise să se roage numai de formă, să meargă la Sfânta Biserică din obicei, să se spovedească cam în bătaie de joc, căci spunea păcate râzând, fără nicio căință, încât preotul într-o zi a fost nevoit să-l oprească și să stea de vorbă cu el mai serios. Tânărul abia terminase liceul, preotul întrebă ce vrea să facă el mai departe. Vreau să termin o facultate, răspunse acesta. Și apoi ce vrei să mai faci? Vreau să mă căsătoresc. După ce te vei căsători, ce vei face? Vreau să am un apartament bun, o mașină cu care să mă plimb în toată țara. Să cunosc cât mai multă lume și să fiu cât mai fericit. Bine, zise preotul, dar ești sigur că vei ajunge să le ai pe toate? Știi tu ce se va întâmpla până la urmă cu tine? Nu știu ce se va întâmpla, zise tânărul. Iată, spun eu, dragul meu. S-ar putea să te îmbolnăvești și să nu poți să ajungi scopul acesta. Poți să învăța, dar printr-o căsătorie greșită îți vei pierde totul. Vei da peste cap toată învățătura ta și toată agoniseala. Un lucru ți-l poți spune sigur. Dacă vei continua să trăiești așa nepregătit, nepăsător de mântuirea sufletului și te va apuca moartea nespovedit cum trebuie, să știi că vei fi osândit și vei arde neam. Dacă ai putut să-ți bagi joc de mine, crezând că mă înșel printr-o spovedanie falsă, pe Dumnezeu nu-L poți înșela. De aceea îți dau un canon. Du-te acasă și în fiecare seară, timp de o săptămână, să zici așa. Într-o zi va veni timpul și voi muri. Dar nu-mi pasă. După moarte voi fi judecat, dar nu-mi pasă. După judecată voi fi osândit, dar nu-mi pasă. Chiar de vei arde în focul veșnic al iadului, nu-mi pasă. Tânărul nostru s-a dus acasă și a început să-și facă canonul pe care l-a dat preotul. Dar preotul făcea rugăciuni pe dosubtul lui rătăcit. Canonul împlinit cu rugăciunea preotului l-au milostivit pe Dumnezeu, care trimisese un înger în vis să ia sufletul să-l ducă neamul. Acolo, mergând, văzând de departe flăcările iadului, tânărul întrebă pe îngerul unde îl duce. Îngerul îi spuse că îl duce la o sândă, acolo în flăcări. Pentru care păcate? Întrebă tânărul. Pentru păcatul nepăsării. N-ai zis tu că nu-ți pasă nici de focul iadului? Acum poți vedea și tu că există focul iadului. Ajunși în fața cuptorului, l-au luat demonii și l-au aruncat în văpăi. Îngerul stă privea
la el să vadă dacă mai poate spune că nu-i pasă. Dar tânărul striga în gura mare la înger să-l scape, să-l scoată de acolo. Căci toată viața lui nu va mai spune acest lucru. Nu-i pasă și se va îndrepta prin pocăință, spovedindu-se cu lacrimi și cu cutremur. Trezându-se tânărul din înfricoșatul vis, s-a dus în grabă mare la preotul duhovnic și a spovedit păcatele tremurând cu șiroaie de lacrimi. S-a îndreptat, ducând o viață sfântă și sta numai cu gândul la grozăviile pe care le văzuseră în iad. De aceea, frați și surori, să umblăm cu frică, cu cutremur, ca să nu murdărim haina botezului și nu cumva să ne-o fure cineva, ori să o pierdem prin nepăsarea noastră, după cum am spus la început. Haina aceasta de nuntă, haina botezului, o murdărim sau o putem pierde. Știm din Sfânta Scriptură că mulți au pierdut această haină ca să ne slujească nouă de pildă și de mărturie. Și Iuda a fost lângă Domnul Hristos și l-a urmat de 3 ani și jumătate. Dar într-o noapte s-a îmbrăcat și s-a îmbătat și l-a vândut pe Domnul Slavei pe 30 de arginți. Iar acum se află în brațele satanei, în fundul iadului. Arhiereii, preoții, cărturare Vechiul Testament, veneau și ei la biserică. Aduceau daruri jertfe. Făceau multe fapte bune, dar nefiind curați la suflet, în cele din urmă au pierdut tot și acum se chinuiesc în iad. Împreună cu toți păcătoși, pentru că n-au primit sfatul de a veni la nuntă. La nunta împăratului care, ceresc. Și n-au voit să spună fiului său, să-i supună. Demonii iadului au fost și ei îngeri, să nu uităm. Au trăit în fiecare împericire cerească lângă Dumnezeu, dar din cauza mândriei și a ascultării de tatăl minciunii Lucifer, au pierdut fericirea frumusețea. Și din luminați cum erau, au ajuns cei mai întunecați, urâți, mai spurcați demoni. Iar la urmă vor fi judecați, osândiți în iad. Mulți creștini au devenit sfinți prin viața lor curată. Dar pentru o mică nepăsare, neatenție, și-au risipit într-o clipă toată agoniseala de o viață întreagă. De aceea să tremurăm și să fim atunci cu atenți cu mântuirea noastră. Căci diavolul nu se sperie că am început bine credința. Sau am pus început bun. El tot nădăjduiește ca să o sfârșim prost. Să ne prindă în galile lui tocmai prin două lucruri care ni se par mai ușoare. Dar sunt atâtea de grele, fiindcă printre cele mai periculoase arme a lui sunt plăcerile, nepăsarea, zgârșenia. Diavolul se luptă neîncetat cu omul zgârcit, nemilostiv, mândru, orgolios. Și vrea să ne distrugă viața duhovnicească. Sfânta Evanghelie de astăzi spune că a zis împăratul către slugile sale să lege de picioare și de mâini pe cel ticălos care a intrat fără haină de nuntă în casa veseliei să-l arunce în întuneric cum din afară. Acolo va fi plângerea, scrâșnirea dinților. Domnul Hristos ne arată ce înseamnă întunericul mai din afară. Întunericul cel veșnic este departe de Dumnezeu, acolo este mai durere, plângere nemângâiată, jalnică, trânguire, scrâșnirea dinților. Acesta este iadul unde se chinuiesc cei ce mor în necredință, fără fapte bune, fără pregătire sufletească. Cine poate spune prin cuvinte tânguirea și părerea de rău a unui astfel de suflet, mai ales când își aduce aminte că și el a fost chemat pentru că era credincios. Mai mergea și el pe la biserică, mai cânta și el ceva acolo la Sfânta Slujbă și totuși a fost osândit pentru că nu avea faptele bune care împodobesc sufletul omului. Să ținem seama, iubiți credincioși, toți câți s-au botezat, sunt chemați la nunta Fiului de Împărat, la Iisus Hristos, dar numai aceia sunt aleși care se împodobesc cu haina de nuntă, cu fapte bune, cu sfințenia din biserică,
cu podoaba aleasă de Dumnezeu care este smerenia. De aceea trebuie să ne temem de Dumnezeu și să facem ce este plăcut lui Dumnezeu. Căci mulți dintre cei ce vin la biserică se vor răsândi neat și mulți ce se împărtășesc, fer Doamne cu evrenicie, se osândesc amar. Chiar în lumea aceasta, căci vine peste ei mari nenorociri, neînțelegeri. Unii cad pradă morții, alții vor fi legați de mâini de picioare în ziua judecății de apoi și aruncați, cum zice Domnul, în întuneric cel mai din afară, în chinurile iadului. Mulți nu se pot împăca cu ideea aceasta și chiar nu cred că ar exista acest loc de pedeapsă pentru sufletele necredincioase nepregătite. Acești necredincioși care tăgăduiesc iadul se pot asemăna cu hoții care nu cred că există închisori, judecători. Așa era odată un tâlhar care, fiind amenințat cu judecata și cu închisoarea, în mândria lui zicea, nu există judecătorii, nu există închisoare. Nu apucă bine să sfârșească vorba și cineva îl bătu pe umăr. În numele legii ești arestat. A fost luat și închis într-o teniță întunecoasă ca să-și ispășească hoțiile și crimele. Așa va veni o zi când toți necredincioșii vor vedea existența iadului, vor fi siliți să recunoască aceasta, dar va fi prea târziu. Necredinciosul care tăgăduiește iadul se mai aseamnă cu struțul. Această pasăre, când este urmărită de vânători, își bagă repede capul în nisip și stă nemișcat prezându-se la adăpost. Și orice primește pentru a nu mai vedea niciun dușman, dar curând este străpunsă de suliță apucată de vânători. Așa este și cu oamenii aceștia necredincioși, care nu cred că există iad, chinurile veșnice. Își bagă capul în treburile pământești, își bagă capul cu fel de fel de probleme ale vieții acestea trecătoare și uite că în următoarele zile sau clipe Dumnezeu îi va cere sufletul. Și așa, într-o bună zi, se află prinși în ghearele lui. Apoi duși în temnițele iadului cele plicoșate. De aceea creștinii dați un semnal de extrigare pentru toți cei nepăsători de lângă dumneavoastră, adormiți și încremeniți în somnul păcatelor. Poate se va mai trezi vreunul și va scăpa și el din întâlnire cu mai din afară de plângerea scârșinea dinților. Dumnezeule veșnic și împăratea toată făptura, dă-ne minte înțeleaptă ca să știm cum să ne împodobim mai bine haina de nuntă. Ca atunci când vom veni la nunta Fiului Tău, să fim împodobiți cât mai frumos. Ca să ne putem veseli și noi cu Tine, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, cu toți Sfinții, în vecii vecilor. Amin!